ori, eu sunt Alexandra și astăzi am revenit cu un nou videoclip care va fi recenzia unei cărți, recenzia cărții Cele 13 motive de J. Asher de la editura Leda, bestseller New York Times și Publisher Weekly. Această carte aduce în atenția noastră ceea ce pot face zvonurile și etichetările dintr-o comunitate. Povestea Hanei este una tulburătoare. Toată lumea crede că s-a sinucis dintr-un motiv oarecare sau din lașitate, cum se etichetează acest fapt. De fapt, ea are 13 motive pe care le-a înregistrat pe niște casete, astfel fiecare capitol denumindu-se caseta 1 fața A, cum ar fi aceasta, dar acestea se întind până la un număr de 7. Întâmplarea face ca cele 13 casete să ne fie arătate din perspectiva lui Clay, acesta alternând cu ceea ce aude pe casetă, părerile proprii, dar și drumul pe care îl face, continuând să asculte indicațiile fetei. Ceea ce îi tulbură pe toți este că după fiecare persoană o alta primește casetele, dar nimeni nu arată cu degetul sau vorbește despre aceasta și nimeni nu o învinovățește pe Hannah Baker. Mai târziu, ceea ce se află pe casete este într-adevăr tulburător, desconsideră toate zvonurile care se află prin școală, începând de la primul ei sărut sau ceea ce se spune că s-ar fi întâmplat la primul ei sărut. Este o carte tulburătoare și putem afla că dacă punem etichete sau judecăm persoanele după ceea ce auzim în jurul nostru, e posibil să le rănim mai tare decât zvonurile în sine. Cartea însumează 315 pagini și dacă vă plac astfel de subiecte, cu siguranță le veți citi ușor aceasta și multe alte cărți care au la bază subiecte mai greu de înțeles de publicul larg. Eu am să vă las și sinopsisul pentru că este unul foarte interesant și nu toate persoanele care sunt în aceste casete au ce căuta acolo, dar a vrut să li se adreseze în mod direct înainte să-și pună capăt zilelor. Eu aș putea spune că această carte mi s-a părut interesantă. Nu ai putea neapărat spune că ți-a plăcut un asemenea subiect pentru că este destul de dur, dar știu că s-a făcut și un serial cu același nume și aș vrea să-l vizionez pe viitor. Eu am fost Alexandra și noi ne revedem data viitoare cu un alt videoclip. Pa!